Binele făcut nu se uită. Într-o noapte ploioasă, cu tunete și fulgere de toamnă târzie, veverița Vera adormise liniștită în scorbura sa, știind că mâine va fi ultima zi în care va fi nevoită să caute provizii pentru iarna ce va urma. În dimineața următoare, fericită că a reușit să găsească ultimele alune și ghinde, veverița Vera are parte de o întâmplare neplăcută. O, nu! Toate proviziile mele sunt arse, zise necăjită Vera. Noaptea trecută, un fulger lovise copacul unde se aflau proviziile veveriței și toate acestea adunate cu greu peste an erau arse. Știind că nu avea timp să găsească suficiente provizii care să ajungă toată iarna, veverița Vera nu putea face altceva decât să ceară ajutorul prietenilor săi. Ursule, ulti, un fulger a lovit copacul în care se aflau proviziile mele și acum sunt arse. Iarna în curând o să sosească și nu am timp să găsesc altele. Pot, te rog, să iau câteva alune de la tine? Da, Vera, îmi aduc aminte că vara trecută m-ai ajutat să culeg miere, coborând creanga pe care se afla stupul de albine, ce era prea subțire ca să mă susțină. Așa că poți lua din alunele mele. Mulțumesc, Ulti, zise bucuroasă Vera. Veverița a luat câteva din alunele lui Ulti, dar tot mai avea nevoie de ajutorul câtorva prieteni. Castore Mera, un fulger a lovit copacul în care se aflau proviziile mele și acum sunt arse. Iarna în curând o să sosească și nu am timp să găsesc altele. Pot, te rog, să iau câteva mere de la tine? Desigur, veveriță Vera. Mi-aduc aminte că vara trecută m-ai ajutat să-mi construiesc barajul, aducându-mi crenguțe din copaci, așa că poți lua din merele mele. Mulțumesc, Mera, zise bucuroasă Vera. Veverița a luat câteva din merele lui Mera, dar tot mai avea nevoie de ajutorul câtorva prieteni. Ciocănitoare, Lili, un fulger a lovit copacul în care se aflau proviziile mele și acum sunt arse. Iarna în curând o să sosească și nu am timp să găsesc altele. Pot, te rog, să iau câteva semințe de la tine? Sigur, Vera, mi-aduc aminte că vara trecută m-ai ajutat să găsesc un copac pentru a-mi face un nou cuib, așa că poți lua din semințele mele. Mulțumesc, Lili, zise bucuroasă Vera. Veverița a luat câteva din semințele lui Lili, dar tot mai avea nevoie de ajutorul câtorva prieteni. Gaița, Gali, un fulger a lovit copacul în care se aflau proviziile mele și acum sunt arse. Iarna în curând o să sosească și nu am timp să găsesc altele. Pot, te rog, să iau câteva ghinde de la tine? Da, Vera, îmi aduc aminte că vara trecută m-ai ajutat să sap locul în care mi-am pus ghindele, așa că poți lua din ghindele mele. Mulțumesc, Gali, zise bucuroasă Vera. Veverița lua câteva din ghindele lui Gali, dar tot mai avea nevoie de ajutorul unui prieten. Veveriță Mixi, un fulger a lovit copacul în care se aflau proviziile mele și acum sunt arse. Iarna în curând o să sosească și nu am timp să găsesc altele. Pot, te rog, să iau câteva nuci de la tine? Sigur, Vera, îmi aduc aminte că vara trecută m-ai ajutat să adun nucile și alunele care erau prea grele ca să le adun singură, așa că poți lua din nucile mele. Mulțumesc, Mixi, zise bucuroasă Vera. Veverița Vera a luat câteva din nucile lui Mixi, acestea fiind ultimele provizii de care avea nevoie pentru iarna ce urma să vină. Ultimele provizii la locul lor, veverița Vera era fericită că prietenii săi minunați au ajutat-o la greu, răsplătindu-i bunătatea pe care aceasta le-a arătat-o vara trecută. Sfârșit!